100 din 114 localități ale județului Suceava primesc bani din fondul de rezervă al guvernului. Bun găsit tuturor! Sunt Cătălina Biholar, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei. Ziua Armatei Române a fost sărbătorită și la Suceava printr-un ceremonial militar. 100 din 114 localități ale județului Suceava primesc bani din fondul de rezervă al guvernului. Fondurile sunt în special pentru salariile angajaților și alte cheltuieli publice. Iar conducerea Spitalului Județean Suceava vrea să îmbunătățească relația cu pacienții, inclusiv pentru programările la consultațiile din ambulatoriu. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. Garnizoana Suceava, în colaborare cu Batalionul 17 Vânători de Munte Dragoș Vodă din Vatra Dornei, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Primăria Municipiului Suceava, a organizat marți, pe 25 octombrie, un ceremonial militar cu ocazia aniversării Zilei Armatei Române. La evenimentul care s-a desfășurat la Monumentul Bucovina Înaripată din centrul orașului au participat reprezentanții ai administrației publice, județene și locale, ai structurilor aparținând Sistemului de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, asociațiilor cadrelor militare în rezervă și în retragere, asociațiilor veteranilor de război, asociației Cultul Eroilor filiala Suceava. Sută din 114 localități ale județului Suceava primesc bani din fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022. La nivelul județului Suceava, suma totală alocată este de 20.850.000 lei. Cele mai mari sume de bani, câte 400.000 lei, vor ajunge la primăriile municipiilor Câmpul Moldovenesc, Rădăuți și Vatra Dornei, la orașul Broșteni și comuna Adâncata. Fondurile sunt în special pentru salariile angajaților și alte cheltuieli publice. Prin adresa instituției prefectului județului Suceava au fost transmise proiectul de hotărâre a guvernului și nota de fundamentare privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrative teritoriale pentru plata cheltuielilor curente și de capital, având în vedere faptul că autoritățile administrației publice locale nu dispun de fondurile necesare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, guvernul a stabilit să aloce sume din fondul de rezervă prin suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022. Pentru județul Suceava, suma totală alocată este de 20.850.000 lei pentru 100 din 114 localități. Cele mai mari sume, câte 400.000 lei, vor primi municipiile Câmpul Lung Moldovenesc, Rădăuți și Vatra Dornei, orașul Broșteni și comuna Adâncata. A doua, cea mai mare sumă, 350.000 lei, va ajunge la Horodnic de Jos, iar câte 300.000 lei vor primi orașele Gura Humorului, Milișăuți, Liteni, Siret, Vicovu de Sus și comunele Șerbăuți și tot Direști. Municipiul Vâlticeni va primi mai puțin decât unele comune, 250.000 lei, iar municipiul Suceava nu este prins cu nicio sumă, la fel ca și localitățile Frasin, Bosanci, Botoșana, Cârlibaba, Fântâna Mare, Ipotești, Izvoarele Sucevei, Ostra, Păltinoasa, Sadova, Stulpicani, Șcheia și Ulma. Conducerea Spitalului Județean Suceava vrea să îmbunătățească relația de colaborare cu pacienții. În acest sens, va înființa un birou de relații cu publicul, unde bolnavii se vor putea programa fizic pentru consult medical în ambulatoriu. În prezent, programările se fac prin medicul curant, online pe site-ul spitalului sau la un număr de telefon care este afișat tot pe pagina de internet a unității medicale.
În prezent, pacienții Spitalului Județean Suceava se pot programa pentru consult medical de specialitate în ambulator prin intermediul medicului curant. Se mai pot programa online accesând adresa www.spitalul-județean-suceava.ro sau telefonic la numărul de telefon 0230-222-120 afișat tot pe pagina de internet a unității medicale. Pentru a îmbunătăți comunicarea cu bolnavii, managerul Alexandru Calancea a anunțat că în curând, la parterul spitalului va fi înființat un birou de relații cu publicul și programări, unde pacienții se vor putea programa fizic pentru consultul medical de specialitate în ambulator. Biroul ar putea deveni funcțional peste aproximativ o lună, odată cu cabinetele medicale, unde aparținătorii se vor putea întâlni cu medicii pentru a discuta despre evoluția stării de sănătate a rudelor internate. Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor și astăzi e jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit! Bună, Cătălina, bine m-am regăsit! Doar 100 sunt norocoase din 114 localități din județul Suceava sau, nu știu, poate că săracii oameni sunt atât de săraci încât n-au bani de salarii și au apelat la această formă de ajutor din fondul de rezervă al guvernului. Hai să o gândim așa, luăm o localitate, nu cu nume, dar într-o localitate în care avem primărie, școală, biserică, post de poliție, două magazine mixte care vând de la cuie până la rachiu și de la rachiu până la cuie. Și n-ai tu un gater. Nu, hai să-ți spunem și un gater. De unde strângi tu banii aia? Hai să o luăm și așa. Nu? Adică nu e de unde și oricum aceste localități trebuie ajutate. Banii sunt pentru utilități și salarii în mare. Da, și zi-mi tu mie de unde la două buticuri și de la un gater bani de salarii. Zi-mi și mie așa. Hai să ne gândim așa. De ce municipiul Suceava nu are nevoie de banii aceștia? Păi da, noi suntem metropolă, Cătălino. Adică uite ce este pe raza municipiului Suceava. Avem 1000 de magazine mixte sătești în comuna Suceava. Avem toate hipermarketurile de pe fața pământului, mai puțin vreo două, care nu sunt în Suceava. Restul sunt. Cred că avem și mexicane, pe cuvântul meu. Sau încă puțin și la o să avem hipermarketuri din America Latină. Un fast food cu specific. Da, nu, da, hipermarketuri. Să vine și din Mexic și din Brazil și din Africa de Sud. Și așa că la noi sunt toate, pentru că aici eu dar nu știu cum se întâmplă, este ceva incredibil. Păi este un loc unde oamenii conviețuiesc bine, indiferent de origine. Nu, dar stai un pic, într-o vreme, bun, lucrurile au evoluat înspre bine, în majoritatea cazurilor. Sunt și lucruri care au bătut pasul pe loc și altele au mers într-o direcție greșită. Însă, per total, trebuie să o recunoaștem. Ieri n-am spus un lucru, condoleanțe familiei lui Costică Dăscăliuc, Dumnezeu să-l odihnească, fost viceprimar al Sucevei. Și familiei domnului Hanușteac. Și familiei domnului Hanușteac, condoleanțe. Domnul Dăscăliuc a fost într-o perioadă directorul spitalului. Într-o perioadă grea, 2003-2008 parcă. Nu erau banii care sunt atunci, nu a intrat în 2007 sau când a intrat. Erau fonduri de preaderare, nu știu. Dar era foarte, foarte greu. Și unde era spitalul județean atunci? Pentru că sunt și fotografii, nu știu cine, Oana avea fotografii făcute și atunci, sau s-a făcut o expoziție, nu mai țin minte. Dom'le, o diferență ca de la cer la pământ. Cum arăta spitalul atunci și cum arată spitalul județean acum. Și e foarte bine că s-a pus acel număr să știe omul unde se sune la ambulatoriu, că s-a colorat cu roșu pe site. Am adevăzut eficiența care va fi, adică sun la spital. De pe telefonul cineva mobil, dacă intri pe site-ul spitalului, poți apela direct dacă apeși cu degetul pe acel număr. Asta este foarte bine. Este lăudabilă această măsură luată de spitalul județean. Deci numărul de telefon urcat acolo, înroșit și poți să suni foarte bine. Să vedem ce se întâmplă mai departe. Adică dacă ai sunat, dacă ți-a răspuns cineva la telefon și dacă ți-a rezolvat problema într-un timp relativ adică scurt. Adică se programeze. Pentru că nimeni nu este acum. Adică mai sunt oameni, dar trebuie să fim și noi înțelegători. Nu am sunat acum și într-o oră mă programează sau când vreau eu. Nici sunt nu se fac programări de mai departe de 3 luni. Nu da, e oricum, permis. Da, 3 luni e un termen mare, dar... Da, mare. Dar, Cătălina, vreau să spun că, adică, când e de criticat, e de criticat. Însă, sistemul cu spitalul ăsta, cum e el, că mai sunt greșeli și așa mai departe, cu urgențele, că sunt nemulțumiri, că stai 8 ore, că nu știu cât stai. Dom'le, dar... Se iau și cazurile astea. Vine un accident rutier.
cu capul spart, între viață și moarte. Îl iei pe omul acela, nu îl iei pe unul care are o bubă în nas. Buba în nas poate să mai aștepte. Vine cineva cu infarct, iei omul cu infarctul, buba în nas poate să mai aștepte. Adică e normal să fie niște timp de așteptare. Și eu când aud că la voi la România, mai ales unii care stau pe afară și ar trebui să știe, da? Și în Occident, fără tot, asigurare, nu, și fără asigurare îți face două, dacă îți face două analize. La noi îți face și un set de analize când mergi la urgențe și așa. Bineînțeles că mai sunt lucruri de făcut, în special pe partea asta de comunicare și de pe interacțiune, pe acțiune interumană. Dar să nu mai zică mie cineva că și în Germania sau în alte țări din vest, dacă te-ai dus azi, te programezi gratuit la ceva, te dă peste câteva săptămâni sau luni. Depinde de la caz la caz. Nu dă nimeni din degete și se rezolvă tot și se întinde cu vorul roșu. Nu este așa. Hai să nu mai... să nu ne mai păcălim. Să știi, Sorin, că am pățit și la clinici private din Suceava, să te programeze dacă diagnosticul nu era bine cunoscut și tocmai că analiza respectivă trebuia să ajute la punerea unui diagnostic, să te programeze cu hârtie, cu trimitere, adică gratuit pentru pacient și la 3 zile distanță, adică nu te-am împins la listei. Nu, da, pe mine asta, domnule, că la noi totul e negru și că afară, nu e așa. Deci nu este așa. Și mai mult vorbesc asta cei care n-au fost. Și se uită la televizor și văd niște tot felul de prostii gonflate de unii, gonflate, și uităm acolo și la noi așa. Nu e chiar așa, lucrurile s-au schimbat mult în bine. Și de ce am ajuns aici la asta cu spitalul? Pentru că și pe partea asta altă, că am zis că sunt prezente hipermarket. Nu știu, adică mi explic pe undeva. În urmă cu câțiva ani erau rețelele astea alimentare, care cu timp au fost cumpărate de supermarketuri. Bătea vântul în ele. Deci nu erau cumpărători. Și acum toate sunt pline. Deci eu nu știu de unde cumpăra lumea înainte. Bun, a mai crescut numărul populației după mine, că dacă te iei după recensământ, n-a crescut, a scăzut. Dimpotrivă. E o minciună. Și erau magazinele goale. Acum, unde te întorci, toate sunt pline. Bun, e și atracția asta, odată că a crescut puterea de cumpărare, cu toate, paradoxal, a scăzut în ultima vreme, dar cu ce era... Pe medie, față de 10-15 ani. A crescut, oferta este mai mare... Tentațiile sunt mai mari și plus că arată altfel, adică le-au aranjat, le-au mai un pic de lumină, mai așa. Marketing. Știi? Dar asta țin minte. Tu erau, bătea vântul prin ele, acum au întâlnit. Și la produse și la clienți. Și la tot, știi? Erau aceleași conserve așezate în aceeași formă în toate magazinele cu galantare. Deci nu pot să compar Suceava cu o comună. Adică evident că și aici sunt nevoile mari, mai ales că aparatul de la primărie nu este deloc suplu. Eu cred că e un mit asta ce spui tu, Sorin, pentru că dacă aparatul ar fi atât de mare, ar fi nevoie de bani pentru salarii, nu? Nu înseamnă că salariile nu sunt tocmai mici. Nu, e managementul bun. Asta trebuie să fie. Înseamnă că e management bun și la Fălticeni comparativ cu... Câmpul Lung, Gura Humorului, Patra Dornei, Roșteni, Adâncata. Dar cine a împărțit banii ăștia? Sunt prin Ministerul Dezvoltării, din fondul de rezervă al Guvernului. Ministerul Dezvoltării la UDMR, nu putem să o punem... Nu, sunt foarte echilibrate. Adică, asta zis, uite, Adâncata, 400.000 de lei, la fel cât municipiul Câmpul Lung Moldovenesc. Bun, Adâncata, ea săraca, nu știu ce s-a întâmplat acolo, a fost ciuca bătăilor, ca zic așa. A fost ignorat. Acum s-a început cu drumul, dar la Adâncata, când trebuiau să vină bani de drum, nu erau. Când trebuiau să vină bani de făcut școala, nu erau. Când trebuiau să vină la rectificare, nu erau. Numai nu erau pentru Adâncata. Și acum probabil că s-a dat, și în compensare. Știi că unii de-a lungul timpului, dar se echilibrează oricum una peste alta. Dar în oraș ca Fălticeni, de exemplu, 250.000 de lei, mai poate, cam cât o comună poate micuță. Poate domnul Coman e iarăși un bun manager. Iarăși este un management profesionist. Performant. E și poate fi un exemplu de bune practici. Nu? Ce-ți mai place? Când aud asta, la spital, dacă mai vrei să faci niște completări? E foarte bine. Asta, cum s-a mai spus, e nevoie de îmbunătățit comunicarea asta, dar
E de apreciat să vedem mai departe ce se întâmplă, acest pas. Am văzut și aia acum, în urmă cu 2 săptămâni, cum s-a amenajat în holul central pentru aparținători, să vină să stea cu medicul. De văzut ok, ca la bancul cu bordelul. Dom'le, noi femei n-avem, dar organizarea vă place? Organizarea e bună, să vedem mai departe. Și simt că ieri nu ți-am acordat suficient timp de discuție cu Foresta, pentru... Uitați-mi eu ceva, total. Dar vin astăzi cu... de la ce am pornit? Când am fost la Miroslava, am avut informația că la meci, Miroslava fiind șcheia Iașului, localității Pizera, și a contat, cred că asta, apropierea, eu știam că a fost mai Cornel Schweitzer, care este președintele clubului Poliaș. Poliaș cu ambiții de promovare. Nu prea, stă în primele 6, nu prea merge treaba bine, dar vor să promoveze cât mai repede, probabil ca anul ăsta. Și care a pus ochiul pe niște jucători. Cornel Schweitzer, care a fost la Botoșani, pe urmă la Sepsi, președinte, un om cu experiență, și nu l-a dus degeaba aia, și l-a dus pentru că are experiență și vrea echipa să promoveze. Și pe urmă am aflat, de fapt, ieri la emisiune, care a venit să-l vadă pe Makongo, pe Karim Makongo. Și l-a întrebat ieri pe Dorin Goian, antrenorul principal, dacă într-adevăr a fost Cornel Schweitzer să-l urmărească pe Makongo. Mi-a spus că a fost și Leo Grozavu, antrenorul de la Poliaș, n-am știut, că a auzit că nu s-a întâlnit cu ei. Și mi-a spus Dorin Goian, domne, dacă e o ofertă bună, atât avantajoasă, atât pentru club, cât și pentru jucători, că... A zis, domne, eu nu dai la mai rău. Da, a spus, eu nu sunt omul să încurc oameni. Dacă are o ofertă bună și e bună și pentru noi, să meargă, să, că el e de să univers mai mare. Să se dezvolte, da. Și am primit aseară un comunicat, mi-a trimis de la club un comunicat și asta vreau să spun, că politica la Foresta la momentul ăsta este următoarea. Nu pleacă nimeni până se... Adică... În timpul returului. A spus Foresta, sunt mai mulți jucători urmăriți de echipe din eșaloane superioare, dar... Politica clubului este să nu plece nimeni până la sfârșitul campionatului, adică până se termine și cu barajul, sper să ajungem la baraj, după aia se discute oricum. Ideea este că acum nu se pleacă și că se doresc întăriri la echipă, pentru că Valul, uite, a dus echipa pe primul loc, evoluția echipei, și se încearcă forțarea promovării. Și asta era ideea, asta era sublinierea. Dar poate că nu e nicio forțare, poate că vine... Așa, lin promovarea, da, nu forțat. Bun. Ideea e că nu, că să știe publicul că nu se pleacă, încă se mai aduc niște jucători. Bun, acum mă gândesc că dacă vine de la o ligă, de la o echipă de Liga 1 o ofertă, să zicem, pentru un jucător de la noi și pune banul pe masă și zice că e de jucător nu știu cât, eu cred că și așa ar fi normal. Bun, normal, ții cu echipa locală, vrei să promoveze, dar... Nu, adică un jucător de valoare trebuie lăsat să plece atunci când e pe val, că pe urmă s-ar putea să mai mergi, și nu poți un jucător în momentul în care află că a avut o ofertă mai bună de la o echipă mai bună și pe un salariu mai bun, el nu-ți mai dă randament. Dragoste cu forța nu se poate. Chiar nu se poate. Când e dragoste cu forța, e cu tigăi, cu... și cu alte. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin. Doamnelor și domnilor, știrile continuă. Peste 770.000 de refugiați ucraineni au trecut vama la Siret de la începutul războiului, adică din 24 februarie 2022. Pe de altă parte, prin hub-ul internațional umanitar operaționalizat la Suceava, la 9 martie, la granița cu Ucraina, România a facilitat 56 de transporturi umanitare. Ministerul Afacerilor Externe a transmis într-un bilanț realizat la 8 luni de la începerea războiului din Ucraina că în perioada menționată, 2,65 de milioane de ucraineni au tranzitat România, iar peste 86.500 de ucraineni au ales să rămână în țara noastră. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe transmite că Guvernul României a răspuns constant solicitărilor Ucrainei și a oferit, printre altele, combustibil, medicamente, alimente și ambulanțe. Astfel, prin hub-ul internațional umanitar operaționalizat la Suceava, la 9 martie, la granița cu Ucraina, România a facilitat 56 de transporturi umanitare din state precum Italia, Franța, Bulgaria, Austria, Slovenia, Cipru, Grecia, Germania sau Republica Macedonia de Nord. Ministerul Român amintește că, recent, România a consponsorizat
sponsorizat, alături de alte 75 de state membre ONU, rezoluția adunării generale din 12 octombrie de condamnare a anexării ilegale de către Rusia a teritoriilor ucrainene, intitulată Integritatea teritorială a Ucrainei, apărarea principiilor Cartei ONU, votată favorabil de o majoritate largă de 143 de state membre ONU. De asemenea, România a depus, la 13 septembrie, declarația de intervenție în procedurile inițiate de Ucraina contra Federației Ruse la Curtea Internațională de Justiție, având ca obiect diferendul referitor la acuzații de genocid în conexiune cu Convenția privind prevenirea și reprimarea crimei de genocid. Totodată, la 16 septembrie, România a depus la grefa Curții Europene a Drepturilor Omului cererea de intervenție a țării noastre în favoarea Ucrainei în cauza introdusă de acest stat împotriva Federației Ruse la Curte la 28 februarie 2022. Cauza are ca obiect încălcările grave ale drepturilor omului comise în masă de Federația Rusă în cadrul agresiunii militare desfășurate pe teritoriul Ucrainei începând cu 24 februarie 2022. La 2 martie 2022, România a sesizat Curtea Penală Internațională împreună cu alte 42 de state cu privire la investigarea crimelor de genocid, crime de război și crime împotriva umanității comise pe teritoriul Ucrainei. De asemenea, Guvernul României a aprobat propunerea MAE de a dona 100.000 de euro fondului fiduciar al Curții Penale Internaționale pentru a sprijini investigațiile privind crimele internaționale comise în Ucraina. Ministerul Afacerilor Externe român a anunțat la 15 octombrie acordarea unei contribuții voluntare a României la fondurile NATO dedicate întăririi rezilienței și capacității de apărare ale Ucrainei, de până la 400.000 de dolari. Totodată, MAE subliniază că România s-a implicat extensiv în facilitatea transportului și tranzitului cerealelor ucrainene către piețele internaționale, măsurile complexe pentru extinderea capacităților de tranzit, inclusiv a capacităților logistice ale porturilor Constanța și Galați, permițând până în prezent exportul la peste 5,2 milioane tone de cereale ucrainene, la care se adaugă alte peste 5,5 milioane tone de alte mărfuri produse în Ucraina. Cu aproximativ 132.000 de copii care au beneficiat luna trecută de acest ajutor, Suceava se află pe locul 3 în țară la alocații de stat pentru copii. Pe primele locuri sunt, la acest capitol, București și Iași. Alocația este acordată copiilor în vârstă de până la 18 ani, precum și tinerilor care au împlinit această vârstă, până la terminarea cursurilor învățământului liceal sau profesional. Alocațiile de stat pentru copii achitate în luna septembrie 2022 au însumat aproape 994,17 milioane de lei, suma medie plătită fiind de 282,28 de lei de beneficiar, conform datelor centralizate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. În septembrie au beneficiat de acest ajutor un număr de 3.521.936 de copii, cei mai mulți în București, 357.670 și în județele Iași, 188.025, Suceava, 131.998, Constanța, 123.959 și Bacău, 122.552. Suma medie plătită a avut cea mai mare valoare în județele Botoșani, 288,15 lei, Caraș-Severin, 286,81 lei și Timiș, 286,04 lei. Alocația are un caracter universal și este acordată copiilor în vârstă de până la 18 ani, precum și tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, până la terminarea acestora. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Metropolitan Suceava este autorizată, iar împreună cu Salcea, Adâncata, Bosan, Cipotești, Mitocul Dragomir, Neimoara, Pătrăuți și Șcheia, municipiul Suceava va introduce transportul metropolitan. Este anunțul făcut pe 25 octombrie de viceprimarul Lucian Harșovski. Potrivit acestuia, de la 1 ianuarie, asociația va prelua transportul în toate cele 9 localități. Prioritatea este, spune viceprimarul Harșovski, cea de a asigura un sistem de transport în comun eficient, accesibil și durabil prin achiziționarea de mijloace de transport ecologice și nepoluante. Accesând PNRR, vom cumpăra autobuze electrice. Pentru primele 50 avem deja aprobarea, iar 30 sunt în așteptare, declară Lucian Harșovski. Potrivit acestuia, valoarea totală a celor două proiecte este de 199.892.900
177,60 lei cu TVA, din care 114.483.148,06 lei proiectul aprobat și 85.409.829,53 lei proiectul în așteptare. Eclipsa parțială de soare de pe 25 octombrie a putut fi observată și din România, însă la Suceava norii le-au dat bătăi de cap curioșilor care au venit pe terasa planetariului ca să vadă spectacolul de lumini și umbre. Chiar și așa, nu au plecat dezamăgiți pentru că au asistat la o interesantă lecție de astronomie predată ad hoc de specialistul Cezar Leșanu. Pasionații de toate vârstele au avut posibilitatea să urmărească eclipsa parțială de soare de pe terasa observatorului astronomic din Suceava. Sesiunea de observație a fost pregătită în detaliu de angajații planetariului. Da, avem aici un telescop newtonian, un telescop reflector care utilizează oglinzi pentru focalizarea luminii. Există două mari categorii de telescoape, telescoape refractoare, care utilizează lentile. Primul a fost realizat în 1609 de Galileo Galilei. În acel an, practic, a început o nouă eră a observațiilor astronomice cu ajutorul instrumentelor, a telescoapelor. Ulterior, Isaac Newton, în 1687, a construit primul telescop reflector cu oglindă, cum este și acest model, așa numit un telescop newtonian. Dar lumina intră în acest tub, se reflectă de obiectiv, a doua oglindă secundară diagonală, care este plană, și ajunge la ocular. Ca și în cazul microscoapelor, a aparatelor de fotografiat, a tuturor instrumentelor optice cu lentile și cu oglinzi, vorbim de ocular către unt și respectiv obiectiv către obiect. În cazul acesta oglindă, în cazul telescoapelor refractoare, lentile și blocuri de lentile. Zeci de persoane de toate vârstele au venit ca să vadă spectacolul de pe cer. Din păcate, norii au acoperit soarele. Însă chiar și așa, pasionații nu au plecat dezamăgiți, pentru că au avut posibilitatea să asiste la o lecție interesantă de astronomie. Eclipsa pe glob, această eclipsă de pe 25 octombrie, poate fi observată din Europa, nord-estul Africii și Asia. Aici la Suceava, în nord-estul țării, procentul de acoperire undeva la aproape 43%. Am avea cele mai bune condiții sub acest aspect al suprafeței acoperite a magnitudinii eclipsei. Condițiile meteo însă sunt cele care vor defini de unde din țară s-a văzut cel mai bine această eclipsă parțială. Când au văzut că nu pot să urmărească eclipsa parțială din cauza norilor, unii au urmărit-o online de pe terasa observatorului. Eclipsa online? Da. Ce vedeți acolo? Păi aici e. Umbra. Așa se vede din Italia, da, în momentul, da, de față. Da, da. La noi se vede mai tare, dar... Dar din cauza norilor, de fapt, da, nu se vede. Da. Următoarea eclipsă parțială de soare, care va putea fi observată și din România, se va produce în 2027. Ultima eclipsă parțială la noi în țară în anul 2015, următoarea în 2027. Practic, eclipsele de soare sunt destul de frecvente, ca și cele de lună, cu deosebirea dintre ele... Faptul că eclipsele de soare, totale cel puțin, se văd dintr-un anumit areal geografic, pe când eclipsele de lună pot fi văzute de jumătate din glob în acel moment. Da? Pentru eclipsele de soare trebuie să plecăm în expediții pentru a vâna efectiv acele eclipse totale de soare. Suceveanul Doru Popadiuc este în acest moment unul dintre cei mai în formă fotbaliști din Prima Ligă. Jucătorul în vârstă de 27 de ani a înscris 4 goluri și a oferit o pasă de gol în ultimele 4 etape din Superligă. La ultima partidă de campionat contra celor de la FC Voluntari, Doru Popadiuc a reușit un hat-trick. Popa atacă, centrare la Popadiuc, care înscrie! Super acțiune pentru Chindia, gol marcat de Doru Popadiuc. În etapa a 15-a din Superliga, Chindia Târgoviște a obținut o victorie surprinzătoare pe terenul celor de la FC Voluntari, scor 3-0. Doru Popadiuc a marcat de 3 ori și a bifat primul său hat-trick din Liga 1. Al treilea gol a fost reușit printr-un șut de la aproximativ 50 de metri. Acum rămâne de văzut dacă își mai poate păstra luciditatea. Extraordinar! Extraordinar golul lui Popadiuc! Doru Popadiuc face 3-0 cu execuție de brazilian de la mijlocul terenului. Îl bate pe titularul naționalei de tineret, hat-trick, și uitați reacția atacantului congolez, Cooper. Chiar vorbeam cu Popa zilele trecute la antrenament și i-am spus că odată și odată tot o să încerc să marchez de la jumătate, pentru că
De obicei portarii nu se așteaptă și l-am văzut și el puțin, l-am văzut și pe el puțin ieșit. Eram și puțin obosit, sincer să fiu, și nu puteam să mai continui o cursă de vreo 60 de metri și atunci am decis să dau la poartă și mă bucur că a ieșit gol și mă bucur în primul rând că am reușit să câștigăm. Da, eu am luat și mingea, vă dați seama că așa se procedează. Da, este primul meu hat-trick, am mai reușit să marchez un hat-trick în cupă, însă în campionat niciodată până acum. Mă bucur foarte mult pentru că munca din spate își dă roade într-un final și sperăm să continuăm tot așa pentru că avem foarte mult de muncă. Doru Popadiuc a ajuns la Chindia în vara lui 2021 de la Politehnica Iași din postura de jucător liber de contract. Descoperit de antrenorii Radu Cașuba și Cornel Darman la centrul de copii și juniori al clubului Cetatea Suceava, Doru Popadiuc a debutat în Liga I în tricoul celor de la Ceahlăul Piatra Neamț, iar în ianuarie 2016 a ajuns la Steaua București, echipă pentru care a jucat 4 meciuri și a marcat un gol. După ce Mirel Rădoi a fost îndepărtat de la echipă, Popadiuc nu a mai fost considerat un jucător de bază, așa că a fost cedat rapid la FC Voluntari. După un an și jumătate la formația ilfoveană, Popadiuc a fost împrumutat la Irtiș în Kazahstan. În septembrie 2019, FC Voluntari a decis să se despartă și ea definitiv de Popadiuc și l-a lăsat liber de contract la Politehnica Iași. Mijlocașul sucevan se poate mândri și cu mai multe convocări la loturile naționale de juniori și tineret. La naționala sub 19 ani, Popadiuc a jucat 12 meciuri și a marcat un gol, iar la naționala sub 21 de ani a bifat 5 partide. CSM Suceava a suferit a doua înfrângere de la revenirea în prima divizie de volei masculin. Echipa antrenată de Tudor Ureșanu și Vasile Moșuc a pierdut pe terenul celor de la SCM Universitatea Craiova cu scorul de 0-3. Voleibaliștii suceveni au pierdut în minimum de seturi meciul disputat la Craiova în cadrul etapei a treia a diviziei A1. Gazdele și-au adjudecat cele trei seturi cu 25-11, 25-16 și 25-16. Antrenorii echipei CSM Suceava, Tudor Orășanu și Vasile Moșuc, au mizat în Oltenia pe următorii jucători: Pop, Roman, Sasu, Hortopeanu, Gondariu, Platon, Bogian, Dragomir, Ciubotariu, Ciubotaru și Curic. Antrenori: Tudor Orășanu și Vasile Moșuc. Da, în final am câștigat 3 puncte, dar din păcate nu pot să spun mare lucru despre acest meci, pentru că echipa din Suceava este cu echipa foarte tânără, cu jucători care doar ce au terminat junioratul. Îi apreciez foarte mult pentru munca pe care o depun și sunt, eu consider că sunt o verigă importantă în voleiul românesc, genul acesta de echipe, pentru că au posibilitatea să crească jucătorii tineri care termină perioada de juniorat. În următoarea etapă a diviziei A1, CSM Suceava va primi sâmbătă de la ora 14 în sala Dumitru Bernicu vizita echipei Unirea Dej. Până atunci, voleibaliștii suceveni mai au programat meciul retur din faza 1 a Cupei României, miercuri de la ora 18 pe terenul Universității Cluj. Viitorul Liteni s-a apropiat la un singur punct de primul loc în Liga a 4-a la fotbal, ocupat de Șomuzul Preutești. Echipa condusă de Denis Maranda și Cătălin Holcă a câștigat cu scorul de 3-1 meciul disputat pe teren propriu în fața Recoltei Fântânele în cadrul etapei a 9-a. Viitorul Liteni a profitat de faptul că Șomuzul Preutești a stat în ultima etapă și s-a apropiat la un singur punct de primul loc în Liga a 4-a. Echipa condusă de Demis Maranda și Cătălin Holca a învins pe teren propriu Recolta Fântânele cu scorul de 2-1 prin golurile marcate de Lungu, Gliga și Vlad Răzlog. Juniorul Suceava completează trioul fruntaș după ce a învins pe terenul din Ițcani formația Concordia Grămești cu scorul de 4-0. Golurile au fost înscrise de Mandiuc, autor al unei duble, Cerlincă și Solovăstru. Pe stadionul din Câmpul Lung Moldovenesc, acolo unde a ajuns și caravana Football in Heaven, gazdele de la Rarâul au câștigat în fața Forestei 2 Suceava cu scorul de 4-0 prin reușitele semnate de Jitariuc, Două, Vaman și Balint. În celelalte meciuri din cadrul etapei a 9-a s-au înregistrat următoarele rezultate: Moldova Drăgușeni, Academica Gălănești 2-2, Bucovina Dărmănești, Sporting Băiensolca 5-0, Victoria Vatra Moldoviței, Siretul Dolhasca 2-0 și Progresul Frătăuții Vechi, Dorna Vatra Dornei 1-1. Știrile intermedia se apropie de final. După informațiile despre starea vremii și o pauză de publicitate, jurnalul se încheie cu subiectele zilei. Nu uitați că ne puteți urmări și online pe paginile noastre de socializare și pe intermediatv.ro. Sunt Cătălina Biholar, toate cele bune!
La noapte cerul va fi mai mult acoperit în toată regiunea. De asemenea, potrivit meteorologilor, este posibil să se înregistreze averse în majoritatea zonelor. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile minime se vor încadra între 5 și 11 grade Celsius. Miercuri, vremea va continua să fie plăcută în toată regiunea. Cerul va fi variabil, mai mult senin și însorit în majoritatea zonelor. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime, în continuare destul de ridicate pentru această perioadă din an, se vor încadra între 12 și 18 grade Celsius. Sâmbătă, pe 22 octombrie, la Shopping City Suceava a avut loc concursul internațional de cub Rubik Assist Cubing Contest, organizat de Speed Cubing, comunitatea Rubik din România și Assist Software. Astăzi asistăm la un eveniment local față de care sunt foarte mândru. Este un concurs de cubul Rubik organizat cu ajutorul Assist, sponsor principal, și este unul dintre cele mai mari și cele mai reușite concursuri din țară de această pasiune, cubul Rubik. Este un sport deschis tuturor și cred că factorul care ne motivează în a progresa e să vezi că te depășești, că tot scoți timp mai bun, că înveți o metodă mai bună, că îți iei un cub nou și se mișcă mai bine și tot așa crești și crești și, bineînțeles, evenimente precum este Assist Cubing Contest te motivează mai departe și să și socializezi în această direcție, să-ți faci noi prieteni. Suntem la Assist Cubing 2022, este o competiție oficială de cub Rubik, este omologată World Cube Association și toți timpii sunt oficiali. Competiția a reunit pasionați de cub Rubik din toată România. Au concurat 58 de participanți din diverse zone ale țării, printre care Suceava, Botoșani, Iași, Piatra Neamț, Cluj-Napoca și București. Pe tot parcursul competiției au avut loc 6 probe. Rezolvarea cubului Rubik 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 3x3 legat la ochi și 3x3 cu o singură mână. Secretul este atenție. Și există pentru algoritm care tu trebuie să-i faci. Mai întâi m-a învățat tatăl meu și mi-a explicat doar prin mișcări fără algoritm. Și știu doar un algoritm de la 2x2 care se face la partea de final. Dăm de două ori așa, de încă două ori așa și ne pică numai bun. Și facem pac, pac. Și am făcut cubul. Pentru a rezolva cubul nu este nevoie să știi matematică. În schimb, dacă știi să rezolvi cubul, dezvoltă gândirea matematică, gândirea logică, viziunea în spațiu, partea de geometrie, înveți cum să execuți un algoritm, să înveți mai mulți algoritmi pentru aceeași problemă, dezvoltă foarte mult creierul. Sunt destul de multe fete care rezolvă cubul, să spunem poate un 20 dintre 100 de concurenți pot să fie fete. Da? Nu știu, poate băieții sunt mai pasionați de jucării, să spunem. Poate așa. Avem mai multe tinere speranțe. Una dintre ele este Ianis Costinchele. La ora actuală este cel mai rapid concurent din România. Câștigătorul a 5 probe cu 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 și 3x3 cu o singură mână este Ianis Costinchele din București. La proba 3x3, Ianis Costinchele a câștigat cu o medie de 8,28 secunde și cel mai bun timp de 7,49 de secunde. La aceeași probă, câștigătorul locului 2 a fost Mihai Savin cu o medie de 9,66 secunde, iar câștigătorul locului 3 cu o medie de 9,82 secunde este Matei Alexandru Stroescu. M-a bucurat faptul că există un termen în rezolvarea cubului Rubik, care când iei un record personal în fiecare competiție, se numește PR, record personal. Și iei mai multe competiții la rând câte un PR per competiție. Și eu mi l-am luat pe al meu acum și asta face teoretic un fel de record național. Persoana care a luat de cel mai multe ori câte un PR pe competiții, mai multe competiții la rând, vreo 20-31. Care e secretul tău? Exersare foarte multă. În zile de școală exersez aproximativ 6 ore, 7 ore
și în vacanță 12. Adică smartphone-ul pentru tine nu e un loc unde îți petreci timpul, cubul e acela. Singura cale în care îmi folosesc smartphone-ul e ca să mă uit la videoclipuri cu cubul, în timp ce exersez. Proba de rezolvare a cubului Rubik 3x3 legat la ochi a fost câștigată de Vasile Dan. La fel ca și șahul, rezolvarea cubului te duce cu gândul la și este o experiență destul de profundă, în sensul că se folosește și puțină matematică, dar nu știu, îți dezvoltă oarecum creativitatea. Poți să rezolvi cubul în mai multe feluri și atunci tu poți să creezi oarecum soluțiile tale. Competiția organizată în premieră la Suceava a fost una de excepție, mult așteptată și foarte bine primită de participanți. Delegații World Cube Association au fost Mihai Căpăținescu și Bogdan Grigoruță. Premiile au fost oferite de World Cube Association și de Assist Software, care au oferit inclusiv marele premiu, un cub 3x3 GAN 356 eSmart. Shopping City Suceava a pus la dispoziție locația pentru desfășurarea evenimentului și voucher pentru toți concurenții. Garnizoana Suceava, în colaborare cu Batalionul 17 Vânători de Munte Dragoș Vodă din Vatra Dornei, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Primăria Municipiului Suceava au organizat marți pe 25 octombrie un ceremonial militar cu ocazia aniversării Zilei Armatei României. La evenimentul care s-a desfășurat la Monumentul Bucovina în aripată din centrul orașului au participat reprezentanții administrației publice județene și locale ai structurii aparținând sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională, asociațiilor cadrelor militare în rezervă și în retragere, asociațiilor veteranilor de război, asociației Cultul Eroilor, filiala Suceava. 100 din 114 localități ale județului Suceava primesc bani din fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022. La nivelul județului Suceava, suma totală alocată este de 20 de milioane 850.000 de lei. Cele mai mari sume de bani, câte 400.000 de lei, vor ajunge la primăriile municipiilor Câmpulung Moldovenesc, Rădăuți și Vatra Dornei, la orașul Broșteni și comuna Adâncata. Fondurile sunt în special pentru salariile angajaților și alte cheltuieli publice. Conducerea Spitalului Județean Suceava vrea să îmbunătățească relația de colaborare cu pacienții. În acest sens, va înființa un birou de relații cu publicul unde bolnavii se vor putea programa fizic pentru consult medical în ambulatoriu. În prezent, programările se fac prin medicul curant, online, pe site-ul spitalului sau la un număr de telefon care este afișat tot pe pagina de internet a unității medicale. Peste 770.000 de refugiați ucraineni au trecut vama la Sire de la începutul războiului, adică din 24 februarie 2022. Pe de altă parte, prin hubul internațional umanitar operaționalizat la Suceava la 9 martie, la granița cu Ucraina, România a facilitat 56 de transporturi umanitare. Ministerul Afacerilor Externe a transmis într-un bilanț realizat la 8 luni de la începerea războiului din Ucraina că în perioada menționată 2,65 de milioane de ucraineni au tranzitat România, iar peste 86.500 au ales să rămână în țara noastră. Cu aproximativ 132.000 de copii care au beneficiat luna trecută de acest ajutor, Suceava se află pe locul 3 în țară la alocații de stat pentru copii. Pe primele locuri sunt la acest capitol București și Iași. Alocația este acordată copiilor în vârstă de până la 18 ani, precum și tinerilor care au împlinit această vârstă până la terminarea cursurilor învățământului liceal sau profesional. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Metropolitan Suceava este autorizată, iar împreună cu Salcea, Adâncata, Bosanci și Botești, Mitocu Dragomirnei, Moara, Pătrăuți și Șcheia, municipiul Suceava va introduce transportul metropolitan. Este anunțul făcut marți pe 25 octombrie de viceprimarul Lucian Harșovski. Potrivit acestuia, de la 1 ianuarie, asociația va prelua transportul în toate cele 9 localități. Eclipsa parțială de soare de pe 25 octombrie a putut fi observată și din România, însă la Suceava norii l-au dat bătăi de cap curioșilor care au venit pe terasa planetariului ca să vadă spectacolul de lumini și umbre. Chiar și așa, nu au plecat dezamăgiți pentru că au asistat la o interesantă lecție de astronomie predată ad hoc de specialistul Cezar Leșanu.
Suceveanul Doru Popadiuc este în acest moment unul dintre cei mai informă fotbaliști din prima ligă. Jucătorul în vârstă de 27 de ani a înscris 4 goluri și a oferit o pasă de gol în ultimele 4 etape din Superligă. La ultima partidă de campionat contra celor de la FC Voluntari, Doru Popadiuc a reușit un hat-trick. CSM Suceava a suferit a doua înfrângere de la revenirea în prima divizie de volei masculin. Echipa antrenată de Tudor Orășanu și Vasile Moșuc a pierdut pe terenul celor de la SCM Universitatea Craiova cu scorul de 0-3. Viitorul Liten s-a apropiat la un singur punct de primul loc în Liga 4 la fotbal, ocupat de Șomuzul Preutești. Echipa condusă de Demis Maranda și Cătălin Holca a câștigat cu scorul de 3-1 meciul disputat pe teren propriu în fața Recoltei Fântânele, în cadrul etapei a 9-a.